Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Să aveți o săptămână frumoasă. Uitați că am intrat și în săptămâna premergătoare sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. La Iași deja este forfotă mare. Cu siguranță, pe parcursul săptămânii vor veni din ce în ce mai mulți oameni din toate județele țării, ceea ce ne bucură, bineînțeles. Astăzi vom sta de vorbă cu invitata noastră permanentă, cu doamna Maria Gheorghiu, care știți foarte bine că e foarte amabilă să împărtășească din trăirile pe care le are de peste 20 de ani. La fel se va întâmpla și astăzi. Ne va mai spune ce mesaje interesante a primit în ultima vreme, de când nu ne-am mai auzit noi. Bună ziua, doamna Maria! Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt fericită de fiecare dată să mă invitați. Vă mulțumesc și eu, pentru că, la fel ca de fiecare dată, ați acceptat foarte rapid invitația și ne primiți în casa dumneavoastră, practic, pentru că, iată, noi suntem aici în studio, iar dumneavoastră din confortul casei. Mulțumesc, mare drag. Ce mai faceți? Ce ați mai făcut în ultimele, cred că, 2 săptămâni? Ultimele 2 săptămâni avem și noutăți, dar ca orice gospodină, nu că mă laud eu, trebuie să ne pregătim și pentru iarnă, cu bunătăți în cămară, cu zahăr, cu murături, cu tot ce e nevoie și eu pregătesc cu mare drag în fiecare an. Dar atunci când e vorba de Bezei Live, aș putea să las și eu pe parte și a trei și Lugușarii, aranjori, suntem prezenți. Atât de mult vă iubesc și vă prețuiesc. Mulțumim și noi apreciem sincer ceea ce faceți. Ce mesaje aveți? Că ați spus că aveți și multe mesaje noi. Uitați, pentru că tot este situația aceasta actuală cu conflictul în Israel. Ați prevăzut acest lucru? Am scris adeseori despre conflictul din Israel, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. La un moment dat, un mesaj spunea că mai vechi, să fie de vreo 2-3 ani, că Israelul va dispărea de fața Pământului. Sau un alt mesaj spunea de sus, Israele, Israele, mult ești, Ierusalime, Ierusalime, mult ești însângerat. Să sperăm totuși, să nădăjduim că oamenii înțelepți vor ști să ia măsurile, hotărârile care se cuvin și să fie din nou pace și liniște în Israel, deoarece mor oameni nevinovați și ne afectează și pe noi toți cei care dorim să ajungem la mormântul Mântuitorului și acum nu putem ajunge sau sunt persoane care sunt deja acolo și vor să se întoarcă în țară. Da, nu pot să spun un mesaj de bine despre Israel, pentru că acolo întotdeauna au fost conflicte și vor mai fi în continuare, dar să sperăm că nu va degenera într-un război precum Rusia cu Ucraina. Deci la asta gândesc și mă rog, ca să revină pacea și liniștea acolo. Am o prietenă, e chiar din Israel, Maria o cheamă, ca și pe mine, și suntem cam de vârstă. Și chiar am vorbit cu ea și ieri și alaltă ieri și a zis că acolo unde este ea nu este război, deoarece războiul, conflictul ăsta armat e mai departe. Dar totuși se aud exploziile, se aud, deci n-ai cum ar fi la noi în România, în cel la capăt al țării să se întâmple ceva. Nu stăm cu frica în somn, categoric stăm cu Corect. frica. Sigur, dar ce Da. se întâmplă? Chiar asta auzeam și se discuta dimineață și inclusiv la radio. Ce se întâmplă cu lumea asta? Că parcă a luat o razna. Să ne așteptăm tot mai des la astfel de catastrofe? Într-adevăr, lumea a luat o razna și la propriu și la figurat. Ce se întâmplă, Roxana? Este goana asta, după bani, după avere, după teritorii, după restabilirea noii ordini mondiale. Și atunci când se ivește ocazia, un punct slab undeva, țările încep să, de la niște certuri ce par fără nimic grav, ajung să pornească un război. Da, într-adevăr, lumea a luat-o. Trebuie să apropie venirea Mântuitorului și dacă se apropie venirea Mântuitorului, Mântuitorul vine atunci când toată lumea va crede că totul s-a sfârșit și nimeni nu mai poate salva. De curând am primit un mesaj, nu am apucat să-l scriu pe blog, în care spunea că vine Iisus Salvatorul și îl vedeam Iisus
astăzi, așa cum ne vedem acum unii pe alții, cum cobora din cer, pur și simplu, în picioare, în veșmânt alb, cu mâinile închise lateral, era fericit, era vesel și aluneca pur și simplu încet spre pământ. Da, va veni Iisus Salvatorul și ne va salva din ceea ce oamenii vor să distrugă, să facă. Dar nu trebuie să ne fie teamă, trebuie doar să avem credință și iubire infinită pentru Dumnezeu și Maica și Pământul Crăpiț, atât noi cât și cei dragi nouă. Nu trebuie să ne înspăimântăm de aceste evenimente nedorite. Mă întreba cineva ieri dacă am prevăzut cu tremurul care a fost de curând în Afganistan. Nu știu, văd într-adevăr multe cutremure, dar din dorința de a nu mai induce panica și mai mult decât stau oamenii panicați, deci nu am scris pe blog și nici nu voi scrie nici în continuare despre războaie și despre cutremure. Și așa oamenii sunt săraci cu inima la gât, din pricina ceea ce văd la televizor, din pricina ceea ce trăiesc live. Și atunci, atâta timp cât le-am și răspuns, cât știu că România noastră sfântă este ocrotită, nu are rost să spun că va fi un cutremur undeva acolo, unde nu știu unde va fi, de fapt. Acel cutremur din Afganistan l-am văzut ieri noapte. Și atunci fiecare, chiar și în România, oamenii vor sta cu sufletul la gură că dacă va fi la noi un cutremur și dacă se va întâmpla. Iarăși aș vrea să repet lucrul ăsta minunat. România este ocrotită și ocolită de dezastre naturale, inclusiv de un cutremur mare. Chiar dacă se vorbește, se fac tot felul de, simulări. Nu. Deocamdată România și sperăm că pentru totdeauna România este ocrotită de cutremure devastatoare. Chiar ați scris ieri despre următorul lucru. Veți vedea câte se vor întâmpla în lume. Cu alte cuvinte, la ce vă refereați? E greu ca să tălmăcesc eu cuvintele venite de la Duhul Sfânt. Uite, la ce am să dau și eu acum. Și vedem câte se întâmplă în lume, Roxana. Uite, veți vedea câte ori fi cei care cuvântă, în care nimeni nu cuvântă. Aș vrea să spun, de exemplu, cum, nu spun spre laudă, cum sunt și eu. Încerc să aduc de sus un adevăr, un adevăr al Gaiului Duhului Sfânt. Deci eu pot să spun, fără să creadă cineva că mă laud, încerc să cuvânt cuvântul lui Dumnezeu. Dar cei care ar trebui să... poate chiar să mă susțină suflet. Așa? Sau să ia aminte. Ce eu spun aici, să se gândească cu mintea lor dacă se întâmplă, dacă va fi adevărat. Și atunci ar trebui să ai niște măsuri de precauție, niște măsuri. Dar și uite, și pe vremea Mântuitorului, nu erau prorocii, părinții, nu cum aș crede eu sfânt. Sunt un păcătos ca toți oamenii. Dar și atunci, și nimeni nu-i băga în seamă. Deci ei încercau să grăiască din ceea ce văd și aud. Toți ceilalți râdeau și batjocoreau. Deci așa se întâmplă și acum. Mai sunt oameni care încearcă să spună ceea ce li se arată de sus, dar le e teamă, le e rușită să spună. Nu, ori eu încerc să spun adevăruri de sus venite de acolo, dar foarte puțină lume ia aminte la ceea ce eu spun. Și se gândesc, dar poate are dreptate, dar poate e bine, poate e, așa trebuie să fie. Și trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, ceva în bine. Asta înseamnă, cred eu, după mine. Spuneam la începutul emisiunii că deja se simte la noi aici la Iași atmosfera de sărbătoare. Știm foarte bine că pe 14 octombrie o sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Lumea deja a început să vină la Iași, este aglomerație pe străzi. Și mi-amintesc de un lucru pe care l-ați scris dumneavoastră, pe care l-ați și propus de altfel când am stabilit că vom avea emisiunea, despre faptul că anafura de la Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea mai bună de pe pământ. Da, uite, chiar am aici, am aici articolul, e un articol mai vechi, l-am reluat pentru că e momentul în care
ca să ne amintim și de mesajele primite de la Duhul Sfânt, de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Da, uite, era un mesaj, cea mai tare anafură de pământ este anafura de la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la ea. Cineva scria ieri într-un comentariu, scria un... Așa spunea că e doar un jargon, adică vrea să spună că e veche, că nu știu ce. Bineînțeles, nu poți să faci pe toată lumea, nu este vorba că e veche ca o letare sau nu. E vorba de puterea Sfintei Anafuri de la Cuvioasa Parascheva. De ce spun aceasta, după mintea mea? Faptul că acolo, cu adevărat, se află Sfintele Moaștea Cuvioasei Parascheva de atâtea 1000 și vreo 700 de ani, parcă nu mai știu exact. Da? Deci faptul că sunt 1300, faptul că acolo se află în toate fel trupul Sfintei Cuvioasei Parascheva și chiar face minuni Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru cei care vin și se roagă la dânsa, într-adevăr și anafural luată dimineața pe stomacul gol împreună cu aghiazma de acolo, poate să facă și să ne dea ceea ce ne dorim în viață, să ne facă sănătoși. Într-adevăr, să știi că am venit, de câte ori am venit la ea și am trecut pe acolo și am luat, am spus la anafură, am rugat pe părinții de acolo și mi-a dat mai multă și am trimis atât în țară cât și în afară. Când spun în afară, am trimis în Israel, am trimis în Germania, am trimis în Anglia, Sfânta Anafură de la Cuvioasa Parascheva de la Iași. Nu am acum mesajele, dar îl caut. Aveam odată un mesaj în care Sfânta Cuvioasă Parascheva pur și simplu s-a ridicat din Sfânta Raclă și umbla spunea exact ce se întâmplă, spunea, uite, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Multă lume nu cred în Sfintele Moaște, mulți oameni, mulți dintre seminii noștri nu cred în Sfintele Moaște, nu numai de la Iași, ci în general, dar vreau să-i asigur cu mâna pe inimă că dacă au un necaz, o durere și pur și simplu sunt curioși să vadă ce se întâmplă la Sfânta Cuvioasă Parascheva, nu e nevoie să meargă neapărat acum când este așa atât de aglomerat. Ce pe tot parcursul anului, eu mă uit pe tot parcursul anului poate să vină să se întâlne la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Am văzut adeseori și mai ales la acum la Sfânta Sărbătoare, Roxana, am văzut cum mulțime de oameni veneau din toate cele ale Iașiului și nu numai, și ajungeau la mitropolie, la poartă, iar acolo, în fața porților mari, largi, deschise, stătea Sfânta Cuvioasă Parascheva, era îmbrăcată în veșmânt alb și cu o pelerină albastră deasupra, arată exact așa cum o vedem noi Sfânta Icoană, doar că este mai atunci când este ziua ei, începând cum sunt acum zilele acestea, și stătea cu mâinile întinse, dar mâinile Cuvioasei Parascheva, pe cum brâul Maicii Domnului care se întindea pe tot cerul, vreau să spun că se întindea peste tot și toți oamenii care intrau atât pe poarta mică la mitropolie, cât și pe poarta mare, nu puteau trece decât îmbrățișați de Cuvioasa Parascheva, în mod nevăzut îmbrățișați. Trecea pe sub mâinile ei, pe sub, prin trupul ei care era doar de lumină, dar chipul și mâinile erau din carne vie, din și răzit. Sfânta Cuvioasă Parascheva se bucură de fiecare dată, timp pe parcursul anului, că este atât de iubită, dar mai ales acum, când Sfânta Raclă este în mitropolie, Sfânta Cuvioasă Parascheva stă la intrare, în fața porților mari, în mod nevăzut, și în momentul în care omul pășește în curtea mitropoliei, vreau să zic că a fost binecuvântat și este binecuvântat de Sfânta Cuvioasă Parascheva, cu adevărat. Mie mi s-a arătat lucrul acesta, am văzut cum eram odată la rugăciune și era noaptea de 13 spre 14 și eram la mine acasă și pur și simplu s-a întâmplat ca și cum aș venea acolo în studio, din timpul rugăciunii eram acolo la microfonie și vedeam cum
Preoții scoteau din Sfânta Biserică, scoteau racla și o așezau afară în curte și pe acolo unde erau așezate special cu flori multe și auzeam cântece. Era totul live. Deci în momentul în care a început slujba ca să se scoată racla cu Sfintele Maște, pur și simplu Dumnezeu a vrut ca să fiu și eu prezent acolo cu sufletul. Și am trăit asemenea minune și la urmă, când s-a terminat, totul plângeam de bucurie. E într-adevăr o minune și chiar aș dori să spun pe toți oamenii care, dacă le permite sănătatea și pot să meargă și în aceste zile, dacă nu, să nu le pare rău că se pot duce și după aceea, dar dacă pot să meargă la Cuvioasa Paraschiva, să fie sigur că Sfânta Cuvioasă Paraschiva, Maica noastră, îi va îmbrățișa pe toți, îi va atinge pe toți cu un mod nevăzut cu puterea ei și îi va ajuta pe viitor. Și atunci când mergem la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, mulți avem noi cazuri. Ori că suntem bolnavi, ori pe cineva care, știu eu, are o problemă. Mergem și ne rugăm la Sfânta Cuvioasă Paraschiva și chiar ne va ajuta. Chiar ne va ajuta. Chiar vreau să vă întreb, pentru că ați fost de-a lungul anilor la sărbătoarea aceasta, ce sfaturi aveți pentru cei care... Nu ați fost niciodată? De ziua cuvioasele. De ziua cuvioasele. Am fost ori înainte, ori după, de parcurs anul, de câteva ori. Nu am fost, era foarte aglomerat și nu puteam să stau ori în șir la rând sau nopțile să le pierd. Înseamnă că anul trecut ați venit cumva ori înainte, ori după, nu? Am venit de vreo 2-3 ori anul trecut. De 3 ori am venit, da, anul trecut. Am înțeles, reținusem greșit. Da, Roxana, și vreau să merg și anul acesta spre sfârșitul lunii octombrie sau prima săptămână din noiembrie. Voi ajunge la Cuvioasa Paraschiva și chiar am spus și cititorilor mei, tuturor celor care vor să îmi trimită un pomelnic pe WhatsApp sau în comentarii, cum vor ei, poate să-l facă și eu îl voi scoate pe hârtie și le voi aduce pe toate la Cuvioasa Paraschiva. Foarte frumos! Ați mai avut un articol, acesta este de săptămâna trecută, în care spuneați în felul următor, cum spunem corect, Preasfântă Treime sau Sfântă Treime? Și acum cei care probabil l-au citit sau ne aud vorbind acum, se întreabă, care ar fi diferența? E de săptămâna, da, uite, am găsit. E un mesaj nou venit acum în 2 octombrie. Deci auzeam un glas care se ruga și spunea, pe Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi pentru Sfânt numele Tău. Iar un al doilea glas, dar sunt glasuri pe care le disting doar dacă sunt de femeie sau de bărbat. Știi? Un al doilea glas, prin puterea Duhului Sfânt, spune că pentru prea Sfânt numele Tău. La noi, în Sfânta Biserică, în Biserica noastră creștină ortodoxă, sunt prea puține rugăciuni în care se rostește cuvântul prea Sfântă Treime. De obicei se spune Sfânta Treime. Și aici chiar am dat un exemplu, Roxana, de ceea ce mi s-a întâmplat mie. Eram la Sfânta Biserică și mi-a dat să citesc niște rugăciuni în care nu era specificat, fără să am acest mesaj la vremea respectivă, de cum prea Sfântă Treime, ci se spunea dar Sfânta Treime. Și am citit pentru prea Sfânt numele Tău, prea Sfântă Treime, la care la final dascul mă ceartă și îmi spune unde ai văzut tu spus prea Sfântă Treime, ci ești tu mai tare decât preoții care a scris aceste rugăciuni. Zic, nu, zic, niciodată nu m-am crezut mai mare, mai tare. Pur și simplu zic, așa ar trebui și ai părit să spune. Când spui Sfânta Treime, e ca și cum ai spune Sfântul Ioan, Nicolae, Sfânta Elena, Constantin și Elena, dacă spui prea Sfântă Treime, mai presus de prea Sfânt, nu există. Și atunci, dacă Sfânta Treime este prea Sfânta Treime, așa ar fi corect, așa a venit glasul de sus din cer, ca o confirmare a ceea ce eu simțeam în sufletul meu că trebuie să spun, corect este să spunem prea Sfânta Treime. Și mă bucur tare mult, Roxana, că ai adus în discuție mesajul de prea Sfânta Treime, deoarece chiar ieri ascultam, n-am să dau numele, un discurs a unui preot renumit, în care se spunea că Sfânta Treime se întrebări tinerii, se întrebări studenții, că adevărata Sfânta Treime, care este? Cei trei tineri de astăzi, Jaromangri sau Sfânta Treime
arătată printr-un om bărbat bătrân, fiul Iisus, așa cum îl știm, și Duhul Sfânt, echip de porumbel. Și răspunsul a fost că nu există Sfânta Treime, omul bătrân, nu există Iisus Hristos care pare ca un cavaler și nu există animalul, adică, ca să citesc, ci e vorba de acel porumbel alb și nu există acel Sfânta Treime, este pur și simplu cei trei tineri care arată așa cum știm cu toții. Ori aș vrea să reamintesc aici, pentru că atunci la Bobotează, când Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan, de sus din cer s-a deschis, a coborât o lumină albă orbitoare și pe acea lumină albă orbitoare a coborât un porumbel alb. Era Duhul Sfânt. Și porumbelul alb a venit și s-a așezat pe creștetul lui Iisus. De glas din cer s-a auzit, acesta este Fiul meu pentru care am binevoit, mult te-a iubit pentru care am binevoit. Deci Duhul Sfânt este porumbel, nu este animal în primul rând, iar Sfânta Trăime, cu adevărat, așa arată Sfânta Trăime. Dumnezeu Tatăl, ca un om bătrân, cu barba albă, îmbrăcat în cinte albastre, Fiul, așa cum arată, știu că întotdeauna se spune că nu este o icoană ortodoxă, și nu ortodoxă, ci este eretică, ceea ce spun eu acum, dar așa cum eu am văzut și cum mie mi s-a arătat Sfânta Trăime, și deci așa arată și Duhul Sfânt să fie pe porumbel. Duhul Sfânt când stă deasupra a lui Dumnezeu Tatăl și a Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos, e, să ne închipunim un cel mai orbitor neon, numai că are chip de porumbel. Și așa cum soarele trimite razele pe pământ și ne încălzește, așa porumbelul alb, Duhul Sfânt trimitea razele spre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dar însă și Duhul Sfânt, vreau să zic că până eu să văd toate aceste minuni, Roxana, mi-a apărut adeseori Duhul Sfânt, era dispăruse din camera mea plafon și tot era zid și era un porumbel alb imens și pur și simplu trimitea din trupul lui, prin pliscul lui, trimitea raze albe care de lumină și așa cum am băgat mâna la priză, Doamne ferește și ne curentează, așa presălta trupul meu pe pat. Deci nu dormeam, doar eram trează, eram cu ochii cu pleoapele închise, iar ceea ce vedeam îmi doream să nu se mai termine. Vedeam un cer albastru frumos, capitelat, și Duhul Sfânt, cât puteam să cuprind cu privirea ochilor închiși, așa văd mai bine, trimitea spre mine acea lumină albă, acele raze care mă mintăreau trupul, sufletul și inima și puterea lui, puteam să văd lucruri tainice în continuare. Fără această lumină a Duhului Sfânt, eu nu aș fi putut să văd și să aud atâtea minuni și atâtea taine. Deci, într-adevăr, Sfânta Treime, deci așa cum mie mi s-a arătat, nu contest pe nimeni, deci, dar așa cum mie mi s-a arătat adeseori, este cu Dumnezeu Tatăl bătrân, Iisus Hristos, așa cum arăta la 33 de ani când a fost răstignit și Duhul Sfânt să fie de porumbel și nu de animal. Porumbelul este altceva. Știți ce aș vrea să vă întreb? Sunt foarte mulți oameni care își doresc să trăiască o minune, să li se arate ceva. Dar de unde știe acel om că într-adevăr este de la Dumnezeu și nu este o înșelare ceea ce vede? O înșelare eu întotdeauna consider că este atunci când îți dorești ceva material. Când îți dorești bani, îți dorești vile, o mașină nouă și ți se dă și după aceea, Doamne ferește, acel lucru pe care l-ai cerut, poate să-ți aducă cel mai mare rău din viața ta. Știu, și mie mă întreabă cititorii că de unde știu că tot ce văd nu este de la Dumnezeu. Păi zic că este de la Dumnezeu, pentru că de atâtea ori mi s-a arătat și diavolul, zic, nu are de ce să-mi apară și să-mi spună că El este Iisus, că El este Dumnezeu sau că face lucruri pentru mine. Pentru că eu niciodată nu am cerut nimic în plus la Dumnezeu decât sănătate și mântuire pentru mine și pentru semenii noștri. Și diavolul nu ne îndeamnă să mergem la biserică, diavolul nu ne îndeamnă să facem fapte bune, diavolul nu ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții. Deci tot ce este bun și simțim noi în sufletul nostru, că este ca un balsam pentru sufletul nostru și ne umple inima de iubire, totul este de la Dumnezeu. Dar atunci când cerem lucruri materiale și le primim,
Aceea pot spune că sunt de la diavol, pentru că el într-adevăr ne împlinește anumite dorințe, dar după aceea știe să ne ia și sufletul pentru acele lucruri pe care ne le-a dat. Mai întreabă cineva pe pagina de Facebook, de ce spuneți deseori că poporul român ar fi cel mai credincios? Spun și am spus și o să spun în continuare cât timp voi trăi pe acest pământ. Nu o spun de la mine, ci o spun din Graiul Duhul Sfânt, din tot ceea ce eu trăiesc și văd. Într-adevăr, poporul român, un mesaj de misiunea, este cel mai credincios popor de pe pământ, este poporul ales. Este poporul cu adevărat iubitor de Hristos, de Sfânta Treime și Maica Domnului cu Sfinții Săi. Știu, vor fi acum mulți dintre semenii noștri, mulți dintre cei care ne urmăresc și vor spune, păi uite, și cu tare a făcut cu tare, că Parlamentul e așa, că Guvernul e așa, facem rele, că suntem criminali, că suntem... Dar nu există pădure fără uscături. Dar de pe pământ, poporul român este cel care îl iubesc cu adevărat sufletul pe Dumnezeu și pe Maica Domnului. Și mai este poporul ales. Deci vedem acum ce se întâmplă în Israel, în Ierusalim, în primul Ierusalim, în care Mântuitorul s-a născut și a dat și viața. Vedem ce se întâmplă acolo. Chiar dacă nu era război, acest oraș sfânt la vremea respectivă, că acum nu mai putem spune că este așa, a devenit doar un oraș de comerț, se facă comerț între țări. Poporul român este cel mai fericit popor prin credința lor, prin bunătatea, prin iubirea care au avut în toată lumea. Unde, în ce țară am mai văzut noi, acum cum se întâmplă la cuvioasa Parascheva de la Iași, unde în lume mai există să stea la rând, începând cu 2 săptămâni înainte și 2 săptămâni după, pentru un minut, deci un minut, să vină să atingă Sfintele Moaște, decât în România. Într-adevăr, de-aia și Dumnezeu ne ocrotește, ne ocolește. Se vorbește de ani de zile despre cutremur mare, că vine azi, că vine în decembrie, că vine în ianuarie. Uite că n-a venit și nu va veni. Mi este frică de războiul din Ucraina, că vine peste noi bombele. Nu vor veni nici bombele și nici războiul peste noi. Dumnezeu își ocrotește poporul ales. Da, cu adevărat, poporul român este poporul ales și este iubit de Dumnezeu. Este țara lui Dumnezeu și când spun aceste cuvinte, Roxana, nu le spun de la mine, ci le spun din ceea ce am trăit, ceea ce am auzit. Țara lui Dumnezeu, țara aleasă la momentul acesta este România, România adevărului Duhului Sfânt, Graiul Duhului Sfânt și Catedrala Mântuirii Neamului pe care mulți dintre semenii noștri o contest, vorbesc urât, au numai cuvinte de ocară. Nu. Catedrala Mântuirii, nu Catedrala Mântuirii Neamului, acolo va sta Mântuitorul pe tronul său și va judeca și vinii și morți acolo. Dacă s-a ridicat această catedrală, s-a ridicat la porunca neauzită, la, cum să spun eu, intuiția celor care au început să facă, la inspirația Duhului Sfânt și au început această catedrală, au ridicat-o pentru ca Mântuitor atunci când va veni și nu vor fi prea mult timp. Poate să fie de la o zi la alta, poate să fie de la un an la altul, nu știu. Când va veni acolo, va sta pe scaunul de judecată, în Catedrala Mântuirii Neamului. România este țara sfântă, este țara aleasă de Dumnezeu. Toate popoarele lumii vor veni să vadă România mai ceva de când se duc acum în Ierusalim. Da? Asta când? Să sperăm cât mai curând, nu știu, nu am un termen anume, știi, nu știu. În viața noastră, oricum, în viața noastră, de acum, nu peste 100 de ani. Asta să fie într-un an, 2, 5, 10, nu știu, dar cred că mai devreme, de 10 ani, zic și eu, nu știu. Întreabă altcineva dacă dumneavoastră credeți că și faptul că avem atât de multe biserici și mănăstiri are o influență, iată? Da, faptul că avem atâtea biserici la mare, unii care nu au atâta credință puternică și mănăstiri, toate au un efect extraordinar, pozitiv, divin, e ca un balsam pentru credincioși. Închipuieți o sobă, o încăpere mare, care dai drumul și nu încălzește. Dacă mai punem încă o sobă, și încă o sobă sau calorifere, se încălzește acea încăpere și ne simțim bine. Cred că România este țara în care sunt cele mai multe biserici frumoase și mănăstiri din,
Deci nu cred că într-o altă țară există atâtea sfinte biserici și atâtea sfinte mănăstiri și atâția oameni înțelepți cu har și dar de la Dumnezeu. Când spun aici, mă refer la maici, la călugări. Știu, sunt și aici probleme între ei. Ne apar ceea ce vedem, dar ceea ce nu vedem sunt. Dar sunt oameni, într-adevăr, cu har și dar care slujesc în aceste biserici și mănăstiri și care se roagă pentru noi, pentru ca România, într-adevăr, să măcar să se mențină așa cum este acum. Dar România va fi și mai. Da, este spre folosul sufletului nostru. Deci, nu vrem spitale. Spitalele care le avem sunt îndeajuns. Trebuie doar dotate, așa cum trebuie. Da, vrem biserici, mănăstiri, catedrale, pentru că asta vindecă sufletul. Și în colaborare cu medicii foarte buni pe care îi avem în România, deci vindecate sufletul și trupul. Uitați ce mai întreabă cineva. Cum puteți afirma că nu va veni niciun cutremur mare? Și întreabă dacă ați mai prezis vreunul. Nu afirm de la mine că nu va veni niciun cutremur mare, ci a fost glas din cer care spunea așa, uite, se tem de un cutremur mare. Deci așa era casul. Iar un alt glas spunea că România este ocolită și ocrotită de dezastre și de cutremure mari. Deci este ocolită și ocrotită de dezastre naturale, de cutremurul cel mare. Cutremurul cel mare nu va veni. Deci nu spun de la mine. Nu pot eu să stau, multă lume mă întreabă și spune, zice, da, stai și te gândește, intuiește. Nu, niciodată nu spun, nu merg pe intuiția mea. Pur și simplu, aud, spun, nu aud, nu spun. Deci, care sunt cele mai frecvente mesaje pe care le primiți de la oameni? Oamenii întrebări, poate. De exemplu, era primit un mesaj la o doamnă, n-am citat nici măcar numele mic, în care era foarte, foarte plăcit. Am văzut un mesaj, am încercat să consolez și spunea că se supăra de viața aceasta și ar vrea să termine cu viața aceasta, are datorii, are copii care nu ascultă, probabil că copiii sunt mari. Și am încercat să explic cât de frumoasă este viața și cu datorii și fără datorii. Pentru că dacă ar face un gest necugetat, atunci ar rămâne și copiii, ar rămâne și casa, și datoriile și sufletul ei va fi veșnic în iad. Și prin mesaj am încercat să convinc că viața este frumoasă și ar trebui să-și pună ordine în viața ei și să le ia pe rând, așa. Dacă e nevoie, să facă un frumos achiziționat, un frumos și tot așa. Și mi-am mulțumit tare mult prin ceea ce eu am scris acolo, că într-adevăr i-am dat o speranță de viață, că poate să trăiască și așa. Dar m-a speriat mesajul ei și imediat am da, viața este frumoasă și merită trăită așa cum este ea, cu bune și cu mai puțin bine. Să știi că chiar dacă am avea, Roxana, tot aurul pe lume, toate bucățiile pe lume, palate, mașini, aur, nu ne-ar folosi la nimic dacă nu avem sănătate, dacă nu ne putem bucura de toate acestea. Și atunci când va veni clipa ca să plecăm dincolo, într-o clipă, nu știm care va fi clipa aceea, le vom lăsa aici și o să regretăm pentru că nu am știut ce să facem cu toate bucățiile pe care ni le-a dat Dumnezeu, că Dumnezeu ne le dă pe toate, așa, și nu am avut grijă și de cei care nu au. Noi aici, pe pământ, suntem ca niște administratori al lui Dumnezeu, la tot ce avem. E casă, e bani, e, știu, alte bucății. Deci trebuie să ne sunt date spre administrare. Când plecăm dincolo, le lăsăm la copii, la nepoți, dar e bine să mai plecăm urechea și la cei care sunt. Căjiți, fără să facem tam-tam, fără televiziune după noi, ci pur și simplu să tăcem și să facem lucruri bune și frumoase. Întreabă cineva dacă aveți cumva vreun mesaj pentru perioada următoare, ceva de care să ne ferim, să avem grijă. Să avem grijă să nu răcim. Deja ăștia încep să spună despre noi virus și alte vaccinuri, așa nu. Am un mesaj, aș putea spune un mesaj de bine, să ne gândim că e toamnă, e frumos, trebuie să fim sănătoși, să ne gândim la Sfânta Cuvioasa Paraschiva, urmează Sfinții Arhanghel și Gabriel și dacă trecem de Sfânta Sărbătoare,
Și a Sfințul Arhanghel Mihai și Gabriel din noi ne gândim la nașterea Domnului și totul ar fi minunat și plin de speranță și nu ar trebui să ne gândim la rele, nu ne așteaptă rele. Ați spus un alt mesaj. Cineva își amintește că ați spus că președintele actual, Iohannis, nu va reuși să ducă la bun sfârșit mandatul și întreabă ce se va întâmpla, pentru că totuși anul viitor este, iată, an electoral. Așa cum a fost mesajul încă din primul mandat al domnului președinte Iohannis, deci la un moment dat dumneavoastră va fi suspendat pentru o perioadă mai lungă, să mai scurtă de timp. Întotdeauna când mesajele au venit așa de sus și au fost atât de clare, pentru că atunci îmi amintesc de mesaj și spunea că iată suspendatul, deci și îl vedeam pe domnul Claus Iohannis, pur și simplu uitându-se la televizor, era foarte șocat de hotărârea care se luase. Deci, nu spun de la mine, întotdeauna aceste mesaje se adevăresc la timpul potrivit, la timpul rândului de sus. Da, pot spune și acum, până să domnul președinte să fie, să-i se termine mandatul, va să fie suspendat de funcție pentru o anumită perioadă. Da? Vă spun, un glas de sus, de sus. Asta putem să așteptăm în timp, să vedem până se termină, dacă într-adevăr se adeverește și domnul președinte va fi suspendat. Da, interesant. Așteptăm, vedem ce se va întâmpla. Și chiar așa, anul viitor este un an al schimbărilor. Se va produce schimbarea în bine? Asta nu știu, Roxana, să spun de la mine. E prea devreme, dar vor veni mesaje pe parcurs și vom vedea. Deci nu pot să spun de la mine lucrul ăsta. Aș vrea totuși să atrag atenția, am niște mesaje în caiet pe care nu am apucat să le scriu, am fost foarte ocupată. Vă rog. E vorba de copii. Auzeam un glas care spunea 60 de copii se vând pe carosabil pe marginea drumului. E vorba aici de un număr de copii, de 60 de copii, deci poate să fie 60 deodată sau pur și simplu, eu cred că mai e degrabă pe rând. Și vedeam o noapte, o atmosferă de noapte, un cer de noapte, așa, la morg, și la margine de drum, undeva pe la sud-sud-est, vedeam o mașină care s-a oprit, părea că are o remorcă în spate, nu știu, era semi-întuneric. Și niște oameni de pe marginea drumului ridicau un copil la 7 anișor, ridicau în acea mașină și băgau cu forța în remorcă. Vreau să atrag atenția, pentru că n-am putut să scriu, părinții, e ceva foarte important și vital, ca să spun lucrul ăsta, părinții să nu-și lase copiii nesupravegheați. Uite, sunt și oameni răufăcători, dacă se pot numi oameni, eu nu i-aș mai numi oameni, care se gândesc să facă bani din suferința altora. Deci copiii sunt, indiferent, măcar la vârsta mică, vârsta preșcolară, chiar și mai mărișori, să-i sfătuiască, să-i însoțească și să nu-i lase singuri pe stradă, mai ales când deja vine seara și se poate întâmpla absolut orice. Deci aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru acest mesaj pe care l-am primit pe câteva 4 zile, că vor fi situații în care vor dispărea copii și acești copii vor fi vânduți pur și simplu ca orice marfă la piață. Deci să nu lăsăm copiii nesupravegheați. Asta îmi doresc să spun. Ar mai fi ceva de adăugat? Acum, aproape de finalul emisiunii, ceva ce vreți să le transmiteți celor care v-au ascultat? Aș vrea să le mulțumim în primul rând tuturor celor care ne-au ascultat și aș vrea să-i rog, Roxana, să nu uite de Sfânta Biserică Înălțarea Domnului, la care Părintele Nicolae Ford am rugat să-l ajutăm cu pictura, cu bănuț pentru plata pictorilor. Așa, mai e foarte puțin, 10% mai e de pictat din toată Sfânta Biserică, dar a făcut Părintele un calcul, există, sunt ceva bănuți acolo, mai mulți, cred că nu știu, a spus o sumă, nu știu, dar cei care ne ascultă poate să uită în articol. Și aș mai vrea, Roxana, dacă se poate, pe Sfânta Biserică, cu hramul Mihail și Gabriel din Crivițenie, am înțeles de la părintele că s-a cumpărat centrala, până la urmă, au și caloriferile, dar mai fi nevoie de niște bani pentru a plăti meșterii ca să facă tot ce trebuie. Da. Deci e vorba de
Părintele Constantin Velicu de la Biserica Adventistă Sfântul Cuc și am scris la momentul respectiv, o să iau articolele și cine vrea și poate să ajute. Da. La fel rămâne în continuare valabil și cărțile mele, cine vrea să facă comandă la 0747226236, cu mare drag le voi primite. Și dacă oamenii să lasă un comelnic să-l aduc la cuvioasa parastivă când voi veni la Iași, pe sfârșitul de octombrie sau prima săptămână din noiembrie, sigur, el le voi aduce cu mare drag la Iași și ne vedem. Până atunci ne mai vedem și ne vedem și atunci. Perfect. Eu vă mulțumesc mult pentru discuția de azi și noi ținem legătura și lăsăm să se mai adune acolo noutăți și ne reauzim aici să ne spuneți și celor care vă urmăresc mereu. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și vă pup. Doamna Maria Gheorghiu a fost alături de noi la acest moment. Vă invit să dați un like și un share emisiunii noastre și să rămâneți în continuare alături de echipa BZI Live. Ne revedem imediat de la ora 13, când în studio va fi prezent Ciprian Iftimaie, director adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Ne va vorbi despre un studiu pe care l-a realizat în calitatea sa de sociolog, l-a realizat recent, privind traficul de persoane. Sunt niște date foarte interesante acolo, pe care ni le va furniza imediat, în mai puțin de jumătate de oră.